Combaterea, știu, disparităților se va realiza printr-o mai bună echilibrare a nivelului plăților directe între statele membre, iar de această parte a plăților directe care e legată de anumite practici agricole favorabile pentru mediu, va beneficia toată lumea, pentru că 30% din plățile directe începând cu 2014 vor fi legate de aceste practici. Eu, din câte am înțeles, în România nu se vor ridica mari probleme legate de aplicarea acestor măsuri, pentru că diversificarea culturilor, rotația culturilor, fermierii români în cea mai mare parte o realizează deja de mult, și la fel pășunile permanente, menținerea acestora, cred că e și un obiectiv inclusiv economic al crescătorilor de animale, mai ales în zonele de munte.